La începutul acestei luni, la administrația județeană a finanțelor publice Maramureș erau înregistrate peste 1300 de dosare de restituire a taxei pe poluare stabilite de instanțele judecătorești. Acestora li se mai adaugă aproape 480 de dosare privind restituirea taxei de timbru. Toate sunt programate la plată luna viitoare. Totodată, în cursul acestui an s-au înregistrat peste 200 de astfel de cereri care însă nu au fost programate la restituire, conform prevederilor Codului de de procedură fiscală, restituirea se face pe parcursul a 5 ani calendaristici, adică pe 5 tranșe a câte 20% din suma de restituit. Fiscul mai informează că în baza legii 1 per 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, începând cu 1 februarie, procedura de restituire a acestor sume a fost abrogată. Totuși, până la această dată nu există precizări clare cu privire la modul de soluționare a acestor cereri după data de 1 februarie anul curent, informează reprezentanții AJFP Maramureș.